Bună seara! O să vorbesc acum un pic despre copiii care se nasc treziți spiritual și rămân treziți spiritual, da? Copiii treziți spiritual. Copiii treziți spiritual, facem un copiluț. Au alt mecanism decât oamenii care, mă rog, se ațineți mai fiziu. La copiii trezi spiritual, șartele Kundalini este direct în coadă, direct în cap. Mă rog, înțelegeți voi ce vreau să zic eu. Deci este direct, e des. Am șapte Kundalini direct în cap. Ce se întâmplă cu copiii ăștia trezi spiritual? În primul rând, mă văd. Văd lumele dincolo. Văd oamenii, dacă sunt buni sau răi. Aceștia sunt copii care au atitudini paradoxale. Adică, au venit părinți la mine cu copii și lumea nu știu ce se face în care. De ce? Se duce și pe mâna la cerșetori și avem prieteni care vin acasă și la care nu se uită. Deci nu vor să uite, țipă, etc. De ce? Ei văd și văd încărcătura energetică a oamenilor. Și văzând încărcătura energetică a oamenilor, automat se îndreaptă către cei care au lumină. Către oamenii care sunt buni. Ei simt. Ei sunt niște intuitivi. Ei au ceea ce se cheamă. Scuze. Au ceea ce se cheamă inteligența emoțională mai mare decât oamenii obișnuiți. Adică ei au un suflet mult mai mare. Este un suflet mare așa și apele cândării. Ei, și având această inteligență emoțională mai mare, ei sunt intuitivi. Ei, efectiv, percep lumea altfel. Problema este că părinții nu sunt obișnuiți și nu sunt învățați să relaționeze cu asemenea tip de copii. Ei nu sunt niște tipi copii obișnuiți. Ei vor cum vor ei. Au o voință foarte puternică și determină lucruri. Da? De multe ori copiii ăștia sunt etichetați ca autiști, ca hiperkinetici. Adică sunt foarte agitați, sunt. Dar în realitate ei au energie interioară foarte mare. Ei au valori bune. Adică DH-ul este mare, EBF-ul este mare. Mare să nu peste 70-80 pH. Da? EBF-ul peste 80-90. Da? 90%. Sunt copii care percep lucrurile și își simt foarte bine părinții. Îi susțin emoțional. Problema lor este că sunt atât de implicați în relația asta, încât de multe ori dau din sufletul lor pentru părinți și încep ei să aibă probleme. Și încep să aibă probleme, în general, de plămâni. Recesc foarte repede, pentru că pierd din suflet pe care îl proiectează pe părinți ca să se înțeleagă părinții între ei. Să știți că sunt foarte sensibili telepatic. Deci eu trebuie să îi învăț pe părinți să le comunice mental ce vor de la ei. Sunt foarte sensibili în telepatii și au o valoare, au o, cum să spune, o mare capacitate de percepție a adevărului.
Adică, unui copil ca să nu trebuie să-i spui, bă, trebuie să faci asta ca așa vreau eu. Că el nu o să facă niciodată. Lui trebuie să-i explici, indiferent cât este de complicat, de ce trebuie să facă un lucru. Și el nu va face. Îl va face, zice, pentru că el simte că e adevărat ce îi spui. Dacă el simte că e adevărat ce îi spui, el va face. Dacă simte că nu e bine, nu va face. Nu o să facă. Și atunci, ei trebuie întrebați ce vor să facă. Pentru că ei au inteligență emoțională foarte bună. Ăștia sunt copii care de multe ori vorbesc mai greu la început. Vorbesc mai greu. Mă rog, nu prea relaționează foarte bine cu ceilalți oameni. Sunt copii care le plac, copii pe care îi bat. Pentru că ei văd rău din copiii respectiv, înțelegeți? Dar sunt, în general, copii speciali. Mai sunt, într-adevăr, copii care nu au inteligența foarte mare, chiar dacă sunt trezi spiritual și au carne mai grele, dar ăștia pot să devină foarte buni sportivi de performanță. Adică, au energie negativă multă, pot, sunt unii care au energie negativă multă, dar, deci ăsta este alt caz, 1, 2, ăștia pot să devină sportivi de performanță. Din păcate, de multe ori ajung pe mâna psihiatrilor sau psihologilor, care nu au nici clinici în mână ca copii. Și dacă tu găsești un copil cu energie de asta negativă foarte multă, există tendința să-l treci pe medicație. Și este greșit că îl distrugi, că sperie. Am întâlnit asemenea caz un băiat care avea extraordinar de multă energie negativă și din cadrul de neam și din aia. La un moment dat se enerva, s-a derubând, dar nu știu la școală, băi și mai știu eu ce. L-au dus la psihiatru și l-au trecut pe medicație. V-a distrus. Pentru că părinții lui nu au avut curajul. De fapt, părinții lui Habanul meu, sora lui, nu au avut curajul să-l lase să facă sport. Sau cu psihiatru. Mie mi-a trebuit... Deci eu am realizat că sportul poate să rezolve probleme de energie negativă destul de târziu. Adică furii, nervi, agitație, pot fi foarte ușor rezolvate prin sport. Sport, efectiv sport. Și mi-am stat de vorbă chiar cu maestru de box și mi-a spus că i s-a întâmplat să aibă asemenea copii. Copii care erau în stare să facă două antrenamente unul după altul și care spuneau, după aia, și eu ce mai fac? Că ei aveau de unde. În general, există posibilitatea că ei să fie etichetați drept autiști. La început, pentru că nu comunică cu lumea. Sau hiperkinetici. De ce? Pentru că având energie foarte multă, ăștia sunt când sus, când jos, când aia. Evident că nu sunt suportați de învățători. Pe voi, învățători, avea ca un copil de 5-6 ani să stea 7 ani, să stea nemișcat în bancă. Nu se pără noi. Aștia sunt copii care au nevoie de foarte mișcare. Nu foarte multă mișcare. Nu fac sport la actuală, la școală. Nici măcar părinții nu fac sport. Unde să învețe copii? Și atunci sunt etichetați de hiperkinetici și ajung să ia medicamente. Ajung să ia medicamente și după aia sunt distruși. Pentru că medicamentele, indiferent că sunt ele bune, distrug. Și, evident, medicina la optare, să știți că nu este o... Din păcate, și îmi asum ceea ce spun. Medicina nu este făcută să fie în slujba omului. Medicina e făcută să facă bani. Iar industria farmaceutică la fel. Industria medicina la optare este condusă de industria farmaceutică și industria farmaceutică nu are niciun interes să vindece. Ele trebuie să vândă medicamente. Și ea preferă să lase copilul ăsta autist sau hiperkinetic, pentru că în ambele cazuri ei câștigă cu bani. Dar eu, ca părinte, îmi distrug copilul pentru că nu are stare, mă duc, îl plimb, îl pun să plimbe cu bicicletă, să facă 10 de kilometri, să alerge, să facă sport de performanță, să facă atletism, să facă arte marțiale, să facă box, să facă lupte, să facă absolut orice. Ăștia sunt viitorii campioni. Nu există campioni molei. Ăștia au ceva, au acel ceva.
Din păcate, medicina noastră nu a studiat cazurile extreme. Campionii sunt hiperkinetici. Deci au această inteligență emoțională, au această putere interioară. Nu poate un om obișnuit să alerge 40 de kilometri. El are ceva în el de poate să facă treaba asta. Și asta este ciul greu. Ciul greu, energia negativă. Care, dacă nu este stăpânit, evident, dă episoade psihotice. Și atunci, soluția este. Iau copilul, îl văd, văd despre ce e vorba și dacă are nevoie, suport de performanță și îl fac campion. Nu transformă un bolnav. Evident, pentru o nație, e rău să-l transform într-un bolnav. Pentru industria de farmaceutice, e clar că e o milă de aur, pentru că odată ce ai băgat în medicație, nu o să stea la altă viață. Și cu cât trăiește mai mult, poate mai bine pentru firmele de medicamente. Da? Bun, întrebări. Mulți dintre copiii care sunt trăziți spiritual, s-au născut așa, sunt copii speciali. Fie sunt spirite care s-au întrupat pe planeta asta, au plăți de făcut, dar au ajuns la un anumit nivel, așa încât au voie să fie trăziți spiritual pentru că au alt gen de lecții de viață. Fie sunt copii care au niște karme și trebuie să le manifeste într-un fel sau altul. Ca formă de plată karme, să plătească karme în alții, etc. Dar marea majoritate a copiilor treziți spiritual, deci care sunt născuți și rămân așa, îi vezi, domnule, de când s-au născut, să uită în ochii tăi, care sunt semnele lor. Domnule, îl vezi că e prezent. Îl vezi că la o lună jumătate își ridică capul, la trei luni se întoarce, se ridică de-a ușelea, vrea să plece, merge, deci, efectiv, au o hiperenergie. De multe ori am avut astăzi un caz, un copil, mă rog, chimis la neurolog pentru că era spastic. Și era spastic pentru că energizarea lui era 150%. I-am spus 50% și s-a relaxat. Relaxează masajul, în notul. Evident, fiind având 3 luni, n-ai cum să faci. N-ai ce sport de performanță să... Dom'le, dar bagi în cadă și îl lasă de mâini din picioare, o jumătate de oră. Obosești și doar. Ăștia, dacă îi duci afară și îi plimbi, doamne, liniștiți. Asta e tot. Nu trebuie să le dați medicamente. Evident că... Mă rog, dar... Pe mine mă interesează copilul meu. Și atunci, văd care e energizarea mai mare, eu scad la 100. Gândiți-vă că ca un copil să doarmă, ca un om să doarmă, energizarea nu trebuie să fie 30%. Păi, dintre 100, dintre 30 și 150, normal că nu-ți doarme. Că n-are cum. Și atunci, trebuie scos din priză. Cum îți scoți din priză? Sport. Dacă îi bebe, evident, îl bagă în apă, în bazin, în cadă, îl țin să dea din mâini și din picioare până când nu mai poate. Mai departe. Este în ultimul timp, pentru că încep să se nască spirite din cel urmar și spirite cu vârsta asta urmar, care nu mai au nevoie să fie, nu mai au nevoie de lecții de alea adormit. Și au acest drept divin de a fi prezenți tot timpul, sunt buni în esență și atunci se nasc așa. Iisus, clar. Iisus, în primul rând, că este ca Fiul de Dumnezeu, are alte caracteristici decât un om obișnuit care se naște, mă rog, prin actul sexual, deci are totul alte caracteristici, dar clar, el a fost un spirit trezit spiritual din prim. Care, mă rog, a trecut și el prin etape mai de evoluție și de inițiere. Pentru că, chiar dacă sunt trezit spiritual, ei de multe ori pot să fie prea bun pentru lumea asta și să nu înțeleg. Adică nu înțelege de ce lumea face rău. Nu înțeleg de ce oamenii sunt răi. Nu înțeleg de ce îi rănesc copiii, nu înțeleg că. Și ești pe măsura, trebuie să le explici cum e lumea asta, trebuie să-i înveți să se adapteze lumii astea. Trebuie să... Deci creșterea unui copil trezit spiritual e tot altfel. Adică sunt copii care necesită o atenție specială.
Aia e cea mare problemă. Dacă se nasc din părinți trezit spiritual, și ăștia cam știu despre ce vor. Dar problema e că au un copil trezit spiritual, părinți care nu sunt pregătiți pentru asta. Și este așa, e ca găina aia care are un boboc de rață. Nu știu de unde să-l apuce și nu știu să comunice cu el și nu știu ce să facă cu el, pentru că el are alte nevoi decât un copil obișnuit. Are cu totul alte nevoi și cu alte nevoi de comunicare, alte nevoi de iubire, alte nevoi de atingere. Totul, sunt cu totul altfel. În primul rând, cu părinții trebuie să înțeleagă că copilul lor este altfel. Nu e defect, e altfel. Ăștia sunt copii speciali, sunt, cum să spun eu, rodul cel mai bun al acestei planete. Și atunci îi trebuie educați altfel. Trebuie educați cu blândețe, trebuie educați cu iubire, trebuie educați cu înțelegere, trebuie. Evident, eu să știți că sunt pe piciorul gălnic când trebuie și altoiți unii dintre ei. Dar, de ce? Pentru că au tendința, fiind foarte mari și foarte puternici, să urce în capul părinților. Deci fac ce vor din părinții lor. Părinții lor sunt așa, un fel de zice la nu știu ce să face. Și fiecare face cum... Ei, problema apare de dominare, pentru că ei au tendința să domine părinții. Da? Și atunci, ei să știți că ăștia simt și respectă pe cei care au lumină și pe cei care au putere. Simt puterea interioară. Și în momentul în care simt puterea interioară, se uită așa și dacă îi spui gata, sunt ghiuncei. Dar trebuie să te simtă. Dacă nu te simți și te simți slab, în cap să urcă. Mi-am uitat toată un băiat ăsta trezit spiritual cu IQ de 150 și care avea niște mișcări. În altă viață fusese călugări și a venit să ia un nepot de episcop. Și avea niște mișcări tipice călugărilor Shaolin și niște grimase, niște aia care spunea lui mamă. Și a venit la mine și a zis lui Michael, de ce mai am zis la asta? Că zice, nu mi-am putut să văd și eu serialul ăla de desene animate. Și s-a uitat la mine și a zis, tu nu poți să mă hipnotizezi pe mine. Zice, de ce m-am dus, mă, aici? Mă rog, am stat de vorbă cu el și am zis, hai să facem un exercițiu. Relax, asta. L-am pus pe canapea și am zis, bă, și am spus impresia. Ce mi-ai făcut? Zic, relaxat. Dar de ce m-ai relaxat? Zic, pentru că ai agitat. Și nu-i mai bine? Zice, da. Zice, e mai bine la tine, că zice, îmi place de tine. Și, într-adevăr, l-am văzut crescând. Mă rog, avea niște ticuri lăsate, rămase în altă viață. Ticurile sunt manifeste kinetice. De multe ori la nivel de sine, ori de posesiune la nivel de sine, dar la ele erau la nivel de sine, datorită nu manifestez în altă viață. Și atunci, schimbarea ticurilor se face tot din prin sport. Pentru că noi avem un hard mic. Da? Deci dacă eu înlocuiesc o mișcare atipică cu o mișcare tipică, în timp, mișcarea tipică se șterge. Că nu mai e loc. Ai atât. Și atunci l-am trimis să facă sport, a câștigat niște... să facă karting. Să fie obligat să se joace cu mașinuța, să fie atent, să... Ei, și în momentul în care a început să facă karting, parcă, așa ce, e de mult, destul de mult, evident, a început să-și folosească, că noi avem un spațiu pentru memoria kinestezică. A început să-și folosească spațiul ăsta pentru mișcări executate voluntar și în momentul respectiv, ce? Au scăzut în intensitate tipurile. Da? Era un asemenea caz. Bine, cu valori bune, deștept, foarte deștept. 150 IQ. Nu oricum. În general, copiii ăștia vin cu o credință în Dumnezeu și vin cu ei știu că există Dumnezeu. Am întâlnit copii care spuneau părinților, știi, eu v-am ales pe voi. Cum ne-ai ales pe noi? Păi știți când vă stăteați voi pe balcon și erați voi supărați că n-aveți un copil? Ei, eu m-am hotărât să vin la voi atunci. Pua, și mi-a găsit și-a adus aminte de momentul când stătea de vorbă cu bărbați pe balcon și povestea că, băi, n-avem și noi un copil. Și zice, mi-a părut rău de voi și am zis să vin eu la voi. Deci sunt copii de genul ăsta care păstrează memoria. Am avut copii care s-au născut din... El venea dintr-o viață care fusese grec și maică-sa era tătăroaică și taică-sa turc, parcă.
Și nu suporta ideea că părinții lui unui turc nu-i tătar. Era un grec, la nivel interior, un grec naționalist, Șobin. Și spunea, bă, zice, turci, puturoși și tătari și mai știu eu ce, îi jura pe toți. Mă rog, și pot zic, da, în timp o asemenea problemă se poate rezolva, că nu înțelege de ce e pe bun și are de învățat. Nu, nu. Un copil se poate naște trezit spiritual și totuși să nu se dea acces, că nu îi se dea acces la viețile trecute, pentru că e un balast prea mare și este o răspundere prea mare. Și de aceea noi suntem dotați de Dumnezeu cu uitare. În general, după ce mor, te duci la un la somn, se spune, și atunci se uită viețile trecute. Efectiv, uiți ce ai făcut. De ce? Tocmai ca să poți să-ți iei viața. Viața în cer e un pic altfel decât pe pământ. Și atunci, ca să poți să trăiești în cer, nu mai poți să știi că am tot toate prostiile pe care le fac pe mânci, trebuie uitat. Și atunci se bagă la somn, mă rog, se pierd programele în care ți-au rămas, memoriile, tot ce ți-l minte. Plus că, eu am întrebat de ce nu ai acces la informația din viața trecută și mi s-a răspuns că dacă aș avea acces, n-aș mai învăța ce am învățat în viața asta. De prima mi s-a tăiat accesul la cunoașterea de altă dată. Așa au și accesul tăiat la cunoașterea de altă dată, tocmai ca să-și ia lecția din viața asta. Nu neapărat ședință de psihoterapie. Trebuie să vorbească cineva cu ei și să le explice ce văd, ce simt, să înțeleagă. Să nu-i se pare că sunt niște ciudați. Să învețe să se adapteze și să trăiască cu ceilalți copii care sunt normali. Pentru că, în părerea mea, e că nu trebuie să fie băgați într-o școală specială în care copiii care sunt trezi spiritual, pentru că s-ar produce o ruptură între copiii și ceilalți oameni. Nu, trebuie să învățați să se adapteze și să trăiască între ce oameni obișnuiți. Chiar dacă ei au alte capacități și au altă viziune asupra lumii și vieții și rogălor aceși. Poți să aibă copilărie cât se pare normală, pentru că și lor le place joaca. Să știți că chiar dacă sunt spirite cu vârsta asta mare, ei știu să se joace. Numai că jocul lor o să fie un pic altfel, o să plictisească de păpuși, de mașinuțe, de mai știu eu ce, și o să treacă jocuri electronice și mai știu eu ce. Dar poți să aibă o viață cu copilărie cât se pare de frumoasă, numai că trebuie adaptat nevoilor lor. Adică ei se plictisesc foarte repede. Nu o să vezi jucându-se cu aceeași mașinuță de 1000 de ori, pur și simplu. Nu are nevoie de așa ceva. Și atunci ei au nevoie să vadă locuri noi. De mici! Deci bebei, te duci și îi plimbi și le arăți locuri noi, locuri noi, oameni noi, flori, căței, animăluțe. Ei trebuie să vadă totul nou pentru că altfel să plictisesc. Mulțumesc doar de repede. Nu devin neapărat mai bun decât alții. Nu devine neapărat mai bun decât alții. Ei... au capacitatea de a deveni mai bun decât alții, dar asta nu înseamnă că o să și manifeste. Adică... E chiar o problemă, pentru că pot să fie cei cu inteligență emoțională mare, pot să fac absolut orice. Și pentru că pot să fac orice, e foarte greu să aleagă ce vor să facă. Deci pot să fie mai bun și în artă, și în limbi străine, și în matematici, și în științe exacte. Deci, și atunci, de multe ori, le este foarte greu să-și aleagă viitorul. Unii vin clar trasat cu ce vor să fac, alții mai ori veche, pentru tocmai că din ori veche aia asta învață. Nu. Trecerea spirituală, am zis că este specifică oamenilor, adică este un atribut strict divin. Ei se trezesc pentru că așa trebuie să se nască treziți. De multe ori îi afectează, într-adevăr, karma părinților și o manifestă și, mă rog, poate că sunt mai agresivi, poate că sunt altfel sau irascibili, dar nu înseamnă că se trezesc din cauza karmei. Nu are nicio legătură. Da, se poate.
Pentru că ăștia, oamenii care sunt în zi spirituală au o altă dimensiune a adevărului și o altă privire asupra lumii vieții și a spiritului și a Dumnezeu. Au alte valori morale, adică ăștia sunt în stare să te corecteze dacă greșești. Adică spune, tati, știi, ai greșit aici, nu trebuie să faci așa. Pentru că el știe că e greșit, simte că e greșit, nu știe el de ce poate, dar în timp ei își explică fenomenul, dar ei pot să te corecteze. Pur și simplu, e intuitiv, nu pot să facă anumite lucruri, pentru că sufletul lor spune că nu e bine. Și atunci, de multe ori, îi sfătuiesc pe părinți să asculte de copii. Băi, ascultați-i, luați-i în seamă copilul ăsta, că oricum știe el mai bine. Mi-a uitat un copil, avea vreo 7 ani și maică-sa era disperată, că ăsta nu făcea ce vrea el. Și îmi povestește, și am zis, mă, ar fi bine să asculți de el. Și îmi povestește la un moment dat că s-au dus pe mare, nu știu care lui, și i-a zis, hai să te primăm pe anul meu. Și copilul a zis, nu vreau, nu merg. Hai să mergem? Nu merg, stau în mașină. Și mă rog, dar seama, nu vreau un copil să plimbe frumos prin natură. Mă rog, s-a dus restul și când s-a dus, s-a rupt marul cu ei și au căzut. După aia s-a dus alții să-i salveze pe ăștia că căzuseră în albia lui, au căzut și ei. Mă rog, și-a trebuit să deschidă. Mi se pare că au chemat o echipă să-i salveze de acolo. Dar el intuitiv a știut că nu e bine, a simțit. Ei, câteodată trebuie să ai, cum zic eu, să asculți de ei. Eu nu îi iau în totalitate în seamă. Dar vă spun că 90% iau de bună ce spun. Și verific. Pentru că au niște informații care nu, oamenilor, noi suntem încuiați. Dar ăștia sunt ca și în Harry Potter. Sunt altfel. Și trebuie să iei în seamă. Sigur o să fie din ce în ce mai mulți copii treziți direct spiritual. Sigur o să fie. Problema este că trebuie să învățăm pe părinți să managerieze relația lor cu copiii ăștia. Trebuie să învățăm pe învățători să managerieze relația cu copiii ăștia. Trebuie să învățăm pe profesori să managerieze. Pentru că ei sunt altfel. Au alte... alt ideal, altă... chemare, altă informație și primesc informația altfel, la nivel intuitiv, sunt cu totul altfel. Am întâlnit copii, mai am deja mai. Să vă imaginați un om care n-a fost în viața lui bolnav, nu i-a curs nasul. Așa sunt copii speciali. Deci nu i-a curs nasul timp de 20 de ani. Iar e în ciclu la 20 de ani. Deci a început viața sexuală. Deci sunt alt tip de oameni ăștia. Și slavă Dumnezeu, am întâlnit grămadă de oameni. Și doresc că nu întâmplător i-am întâlnit eu, pentru că poate că meritul meu mare este că am încercat să înțeleg de ce, în loc să etichetez. Medicina etichetează. Ăsta e bolnav, ăsta nu e, ăsta e... Nu, pe mine m-a interesat să înțeleg de ce. Și sunt foarte ok, mulți dintre ei. Nu sunt defecți. Trezirea spirituală se poate manifesta oricum. Am vrut să spun că am întâlnit cazuri de trezire spirituală la unii datorat consumului de droguri. Ei s-au trezit, au fumat, mai știu eu ce, și s-au trezit din punct de vedere spiritual, s-au trezit în lumea aia. Am înțeles că ceva are în urmă și am venit să înțeleagă. Dar noi ce facem? Deci, se poate întâmpla treaba asta, inclusiv la copii. Nu zic că au fumat, dar, mă rog. Ei își dau seama că ei sunt altfel decât ceilalți copii. Trebuie sfătuit să nu spună tot ce văd, să nu vorbească cu oricine. Pentru că pot fi etichetați drept ciudați, drept nebuni, pot fi considerați nebuni chiar de profesorilor care nu au habar de spiritualitate. Și atunci trebuie să ai grijă de ei și să îi duci la cineva care îi poate înțelege. Am copii care zic, îmi vin părinții, știi? Mi-a zis, fii mă, să vin la tine. Păi de ce? Păi zice, mi-a zis, tu nu ai cum să mă înțelegi, nu mai dragă și poate să înțeleagă ce vreau să spun. E frustrant un pic. E adevărat, eu am o altă experiență și încerc să le explic părinților că și ei sunt în stare să înțeleagă, cu singura condiție să încerce să înțeleagă ce vreau să le spună copilul respectiv. Dar trebuie o bază de date, apropo de spiritualitate, ca să înțelegi un copil ăsta. Da, e trezit. Ce se întâmplă cu el? Cum se transformă? Cum se transformă un copil? Mă rog, înger păzitor, toate astea. Gata? Nu mai sunt? Bun. Deci, mare. Copiii treziți spiritual înseamnă că apare direct și apare cu tine, da? Trebuie duși la biserică. Unii acceptă, unii nu acceptă să fie împărtășiți, da? Trebuie învățați,
credința, ortodoxia, de Mântuitor, da. Trebuie, mulți dintre ei, am un copil, i-a zis lui maică-sa, știi de ce am venit la tine? Ce? Pentru că faci Reiki. Dar de unde știu că făceam Reiki? Că când ai venit, eu nu făceam Reiki. Zice, da, dar zice, eu știam cum să faci. E un puști care vede, aude, n-ai nicio problemă cu bine, cu rău, cu aia. Adică, copii special. Sunt mulți copii speciali în țara asta. Mai că, din păcate, nu avem oameni care să-i... Sau cum ziceam... Bun, vă mulțumesc. Deci, treziți, au inteligență emoțională altfel, au voință puternică, au energie interioară foarte mare, au lumină interioară mare, energizarea lor face ca să fie câteodată hiperkinetici sau chiar spastici și atunci trebuie să facă sport, mișcare, kinetoterapie, mișcare, sănăt, etc. Sunt foarte sensibil telepatic, deci dacă nu poți să explici o problemă și nu vrea să înțeleagă acum și eu explic mental, mai târziu conectând numai el poate să înțeleagă și i-am făcut un click și începe să facă ceea ce trebuie. Trebuie să-i se explice toți. Sunt foarte bun pentru sporturi de performanță, sunt foarte bun pentru orice înseamnă în orice domeniu. Deci ăștia de final și de domeniu de mine. O singură condiție să fie axați foarte bine și să știe cine sunt. Pentru asta trebuie să mai învățăm și noi părinții. Bun, să vă fie de folos, sper să fie de folos și copiilor, să nu mai fie etichetați nebuni, autiști sau hiperkinetici, să-i se dea medicamente, pentru că sunt copiii noștri și iubim așa cum sunt. Vă mulțumesc, o seară bună!